Durere fără margini, ieri în localitatea Bosna, acolo unde zeci de persoane s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Onuk, cel care a plecat din această lume mult prea devreme. Cu lacrimi în ochi, familia și-a luat rămas bun de la cel care a fost fiu, frate, verișor, prieten. Slujba religioasă a fost ținută ieri de preotul din sat, iar sătenii au putut să-l conducă pe ultimul drum. Tânărul de 30 de ani, care a decedat în Spania în urma unui accident rutier, a fost adus acasă. Lazar Onuk s-a născut în localitatea Bosna, județul Sălaj și, conform site-ului lui Diario de Burgos.es, acesta a decedat după un accident în care un camion și două mașini s-au ciocnit la kilometrul 279 al drumului în Brivieska. Un bărbat de 43 de ani, o femeie de 38 de ani și o fetiță de 9 ani au fost răniți și au fost evacuați atunci în Hubu. Părinții lui Lazar au fost nevoiți să plătească 6.500 de euro ca să îl aducă acasă și să-l mormânteze după obiceiurile ortodoxe. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndurerate.